Începând de astăzi, se redeschide circulația rutieră pe Transalpina după aproape un an în care circulația a fost închisă. Turiștii se pot bucura acum de cea mai înaltă și frumoasă șosea din România. Însă există și restricții pe acest tronson de drum. Circulația rutieră va fi închisă pe timpul nopții. De asemenea, a fost stabilită și o limită de greutate pentru autoturisme, precum și o viteză maximă de 30 de km pe oră. Tronsonul de pe DN67C Transalpina, cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, este redeschis circulației începând de astăzi, potrivit Companiei Naționale de Autostrăzi și Infrastructură. Însă pe acest tronson de drum au fost anunțate mai multe restricții. În ceea ce privește viteza de circulație pe Transalpina, aceasta va fi de maxim 30 de km pe oră și se va putea circula doar în intervalul orar 7-21. De asemenea, doar autoturismele cu capacitate de maxim 3,5 tone vor avea acces pe acest sector. În ultimele 3 săptămâni, angajații CNAIR au lucrat permanent la dezăpezirea acestui drum. În unele puncte, zăpada atingea chiar și 7 metri. Și pentru că viscolul din timpul iernii a distrus unele dintre indicatoarele rutiere, în locul lor au fost montate altele noi. Cel mai înalt drum din România este spectaculos atât pentru turiștii români, cât și pentru cei veniți din afară. Drumul ajunge la o altitudine de peste 2000 de metri, iar peisajele pentru cei care parcurg acest drum sunt extraordinare.